Ok, cum că am discutat despre amine și ce proprietăți au, hai să vedem ce reacții pot da acestea. În primul rând, cum am arătat și în videoul anterior, dacă aminele reacționează cu apa prin preluarea unui proton de electroni liberi de la atomul de azot, la fel se poate întâmpla și cu acizi minerali și se formează săruri de amoniu, așa se cheamă ele, și asta în particular se cheamă clorură de, asta e metilamina, și asta dacă e sare de amoniu se va chema clorură de metilamoniu. Alte reacții interesante ale aminelor sunt reacțiile de alchilare, în care dintr-o amină primară putem să facem amine secundare sau terțiare. De data asta, în loc de acizi minerali, vom folosi derivați halogenați și dacă avem, să zicem, aici o să pun un R ca să fie simbolul general pentru un alchil primar sau secundar, de care o fi, și o amină primară. Și punem în reacție cu un derivat halogenat. O să scriu, să zicem, clorometan. Ce se întâmplă aici? De data asta, amina își folosește proprietatea sa de numită nucleofilicitate, care seamănă un pic cu cea de bazicitate. La bazicitate aici preluăm un proton, dar la nucleofilicitate ne referim acum la sarcina aceasta care este polară între carbonul ăsta și clorul de aici, care fiind mai electronegativ atrage electronii spre el. Și atunci acești electroni de la amină pot să vină să atace carbonul acesta care este parțial pozitivat, în timp ce clorul pleacă cu acești electroni și obținem astfel amina secundară și, bineînțeles, ca produs secundar, acid clorhidric. Pentru că, dacă nu mai țineți minte, aici mai punem încă o legătură la azot, dacă are patru legături, el are o sarcină plus și atunci un hidrogen o să plece, un proton, de fapt, o să plece, nu un hidrogen. Și bineînțeles că mai departe, dacă mai punem încă un derivat halogenat, reacția merge încă o dată și obținem amina terțiară. Pe lângă reacția de alchilare, mai avem și reacția de acilare, care înseamnă introducerea unei grupe acil, adică cu carbon dublu legat oxigen. Putem să avem aici, odată cu acizi carboxilici, care este o reacție pentru amine primare sau amine secundare, cu un acid carboxilic. Reacția asta are loc la temperatură foarte ridicată, acest triunghi înseamnă și temperatură. Și ce se întâmplă aici, de fapt, tot la fel, carbonul ăsta de aici, pe care o să-l fac cu verde, da, și o să desenez și toată gruparea COH ca să vedeți exact ce se întâmplă. El o să fie parțial pozitivat. De ce? Pentru că odată oxigenul ăsta de aici, care e electronegativ, își trage electronii spre el și de asemenea și oxigenul ăsta de aici, care poate chiar să-și ducă electronii pi la el. Și atunci carbonul ăsta, fiind parțial pozitivat, este un candidat bun pentru atacul nucleofil al acestui azot. Mă rog, al electronilor acelui azot. Și se formează astfel acest intermediar. Mă rog, oxigenul ăsta o să fie O cu minus, că am zis că acești electroni se duc aici. Hidrogen, hidrogen, ăsta deja are sarcină plus. Și aici ce mai avem? Un R prim și un OH. Ei bine,
acum electronii ăștia se pot duce înapoi la oxigen și de aici de-aia ne trebuie temperatură ridicată, pentru că hidroxilul ăsta nu este o bună grupă fugace, nu pleacă așa ușor de aici, în așa fel încât să ne trebuiască condiții blânde ca să refacă aici legătura sau să plece cu protonul ăsta. Să vină eventual, primul lucru care se întâmplă este prea un proton de aici, de la azot, se formează apă, OH2, care legat și de carbonul ăsta o să fie OH2 cu plus, care pleacă imediat și atunci, plecând protonul de aici de la azot, azotul e fericit că nu mai are sarcină pozitivă. De asemenea, și carbonul ăsta e fericit că dacă îi pleacă de aici legătura, se formează asta înapoi din la electronii liberi cu carbonul și se obține chestiunea următoare, care se cheamă o amidă. Amidă pentru că are aici un NH și un CO. Amidele astea sunt bune în reacții în care vrem să protejăm grupa amină, pentru că reduc caracterul bazic al aminei, practic o fac mai puțin reactivă. Și atunci dacă aveam, de exemplu, o reacție de oxidare, în care, să zicem că avem un benzen și aici avem metil și în para avem amină. Deci, para metilanilină. Și dacă vrem, de exemplu, să oxidăm treaba asta, că ne interesează să zicem să obținem aici un acid. Dacă facem în forma asta, se va oxida și amina la gruparea nitro și nu ne interesează treaba asta. Deci aici se face acidul, dar și aici se face NO2 și să zicem că nu ne interesează treaba asta. Și atunci ce facem, primul pas este să tratăm aici gruparea amină și o să vă arăt imediat că nu o tratăm cu acid, o vom trata cu un derivat al acizilor care sunt clorurile acide, pentru că reacționează mult mai bine. Și atunci o grupare asta care se formează, amida aceasta de aici, dacă tratăm acest compus după aceea cu oxigen să facem oxidare, nu o să se mai oxideze amida, se oxidează doar acidul, se oxidează aici la acid, ceea ce era ce ne interesa pe noi. Și apoi ca să ajungem din nou la amina, este foarte simplu, pentru că amidele sunt, ca și clorurile acide, sunt derivați ai acizilor carboxilici, o să vedem la momentul potrivit, și foarte ușor aceste acizi carboxilici, acești derivați ai acizilor carboxilici se descompun prin hidroliză. Deci dacă hidrolizăm această amidă, ajungem foarte rapid înapoi la amină. Și cum spuneam aici, clorurile acide sunt mult mai reactive în reacția aceasta de acilare și preferăm să folosim, deci pentru reacția de acilare, putem folosi și cloruri acide și preferăm să folosim aceste cloruri acide pentru că sunt mult, mult mai reactive. Și asta se vede foarte ușor prin desenarea intermediarului, care se cheamă intermediar tetraedric, pe care l-am desenat și mai sus. Imediat o să vedeți. De exemplu, aici, înainte aveam OH, da? Care am zis că nu e o grupare fugace foarte bună. Dar clorul, el pleacă foarte ușor, fiind destul de electronegativ, el pleacă foarte ușor de aici împreună cu electronii. Și să rămână atunci liber acest carbon pentru reformarea legăturii carbonil. Și datorită acestui fapt, este mult, preferăm să folosim clorurile acide pentru că nu trebuie să încălzim la temperaturi atât de ridicate. Și de asemenea, alți derivați mult mai reactivi decât acizii în reacția de acilare sunt și anhidridele. Și
Și cu anhidride putem să facem acilarea și să ajungem foarte ușor la amida respectivă și ca și produs secundar o să avem un acid carboxilic. Deci folosim cloruri acide sau amide. Așa, atenție! Ne trebuie pentru asta mediu anhidru. Deci chiar dacă temperaturile sunt mai mici, condițiile sunt mai blânde, ne trebuie mediu anhidru. De ce? Pentru că, la fel ca și am zis că clorurile acide și anhidridele sunt derivați funcționale ai acizilor carboxilici, acestea tot așa se hidrolizează ușor. Deci dacă le punem în apă, se transformă iarăși în acidul carboxilic de la care am plecat. Și atunci ne ducem din nou la prima reacție, care merge în condiții mai grele, cea cu acizii carboxilici. Deci mediu anhidru, de aia ne trebuie. Și ultima reacție despre care vreau să discut este reacția de diazotare, care este specifică pentru aminele aromatice. Și este importantă pentru că are aplicații practice. În primul rând, pentru că se fac coloranții din sărul este de diazoniu, care se formează și apoi formează reacții de cuplare. Și în reacție de diazotare avem aici o amină aromatică. AR înseamnă un compus aromatic, un de exemplu ciclu de benzen, cu acidul azotos în mediu acid, la temperatură scăzută de 0,5 grade Celsius, o să se formeze acest compus. Avem azot legat de azot cu legătură triplă, deci sarcină cu plus, și niște apă. Da, deci avem acești doi oxigeni de aici, cu hidrogenii ăștia de la azot, cu ăsta care era acid și cu ăsta, nu chiar așa e mecanismul, dar ca să înțelegeți din reprezentarea asta, ăștia fac, avem H4O2, adică două molecule de apă, și aici mai rămân azotul ăsta cu azotul de aici, care formează legătura triplă și sarcina pozitivă. Mecanismul nu scriu, că e mai complicat, nu contează oricum. Ce ne interesează este că mai departe, această sare de diazoniu poate să realizeze o reacție de cuplare și dacă aici, să zicem, la H+, o să avem acid clorhidric, sarea asta, compuși și ăștia așa cu sarcină pozitivă, nu se găsesc liberi, nu sunt compuși cu sarcini pozitive așa liberi. Deci acest ion pozitiv trebuie contracarat cu un ion negativ de clor minus, pe care luăm noi, să zicem, din acidul clorhidric. Deci dacă avem sarea asta de diazoniu și o punem în reacție cu, să zicem, un benzen substituit aici, se va întâmpla o reacție de cuplare. Aici clorul ăsta și cu hidrogenul care este aici la nucleul benzenic vor forma acid clorhidric, deci minus H-clor, și noi rămânem cu azotul ăsta care se va lega de nucleul benzenic în poziția care a rămas vacantă după ce a plecat protonul de acolo și se formează acest compus. Și de exemplu, dacă vorbim aici, dacă aici AR pentru noi înseamnă nucleul de benzen și avem compusul care are aici un nucleu de benzen, acesta s-ar numi paraamino azobenzen, deci para amino A și Y ar fi NH2. Aia se scrie în paranteză ca să rămână aici pentru reacția generală Y, deci NH2 para amino azobenzen, deci în para avem amino, aici NN se cheamă azo, deci para amino,
ăsta în azo și cu benzenul. Azo, benzen. Și în para față de ăsta e amino, care se mai cheamă și galben de anilină și este un colorant. Deci sărurile astea de diazon formează, pot forma mulți coloranți în funcție de cu ce îi cuplăm și cu ce îi facem. Și de ce sunt acești compuși colorați? E foarte interesant să vedem. O să desenez încă o dată structura galbenului de anilină. Se întâmplă următoarea chestiune. Electronii ăștia liberi de la azot o să facă ceea ce am mai văzut și în celelalte videouri, niște conjugări. Adică ăștia se transferă aici, mai departe trimit acești electroni pe aici, ăștia vin la următoarea legătură, care îi trimit și pe ăștia mai departe și pe ăsta aici și pe ăsta, să zicem, aici la carbonul ăsta. Și obținem următoarea structură. Aici sunt electronii. Legătura asta de jos rămâne la fel. Aici sus s-a format o nouă legătură. Aici avem legătură dublă nou formată. Aici legătura a rămas simplă. Azot dublu legat. Aici nucleul să-l fac. Aici avem legătura. Asta a rămas așa. Și aici, dublu legat și un N cu plus. Faptul că avem, faptul că avem această posibilitate de conjugare, asta este, de fapt, ceea ce conferă culoarea compușilor. Și cu cât avem un sistem conjugat mai mare, cu atât o să avem un compus de alte culori. Și de asta am menționat reacția asta de diazotare, pentru că sărurile de diazoniu sunt compuși importanți în sinteza de colorant și cu asta am încheiat despre amine. Reacție.